Eu cred că octombrie va fi luna marilor schimbări. Cel puțin așa spun astrele. Ne ajută cu detalii Nicoleta Sorlefus. Bine ai revenit, Nicoleta. Bine v-am regăsit. Uite, vreau să te întrebăm și pe tine ce e alen de lună, dar uite, ne-am lămurit între timp. Cel mai bine, spune-ne cum va fi luna octombrie, ce ni se pregătește, ceva retrograd, ceva... Va fi foarte fierbinte. Au. Da, se alătură și Mercur retrograd, lui Marte retrograd și tuturor celor care mai sunt retrograde acum. Deci este o lună în care se intensifică foarte mult conflictele, tensiunile și e foarte bine să fim prudenți, să fim rezervați, pe cât posibil să ne ferim de jocuri, de culise, pentru că asta e tendința, Mercurie în Scorpion. Și când o să și retrogradeze, o să iasă la suprafață tot felul de lucruri pe care le ascunde. Seamănă harta lunii octombrie cu cea lunii martie din anul ăsta, cumva? Seamănă și nu prea, e mult mai intens acum. Adică următoarele luni, următoarele luni pur și simplu sunt cele mai intense din acest an. Deci până în decembrie avem de reformulat, de reconfigurat, de încheiat etape, pentru că ne pregătim de un salt în decembrie și de o nouă etapă de viață și așa că acum suntem cumva în transformări profunde. Da. Pentru... Să începem cu fiecare zodie, să începem cu Berbec? Sigur, pentru Berbec este zona fierbinte, este cea profesională, aici se refac aspectele tensionate pe care berbecii le-au avut și în august și e foarte posibil să aibă parte de tensiuni, conflicte, fie în relația cu șefii, fie se descoperă anumite erori, anumite greșeli pe care le-au făcut în ce privește unele proiecte profesionale, deci berbecii au de corectat, de lămurit anumite lucruri, adică exact ceea ce le place lor, să se întoarcă înapoi și să repare lucruri pe care nu le-au reparat la momentul potrivit. Ei trebuie să fie în mod special cât se poate de diplomați, cât se poate de rezervați, de calmi, de răbdători, pentru că există în cazul lor riscul cel mai crescut de conflicte care pot fi escaladate foarte ușor și se vor rezolva apoi foarte greu. Din punct de vedere financiar, ei au șansa să beneficieze de tot felul de, nu știu, proiecte noi sau afaceri foarte bune pe care le pot face. Totuși trebuie să fie prudenți pentru că există o oarește instabilitate sau au de făcut plăți neașteptate, au de cheltuit pe lucruri pe care acum nu le anticipează. Și din punct de vedere relațional, berbecii au în continuare de revizuit aceste relații, în special relația de cuplu, mai ales dacă au avut tensiuni și în luna august, acestea se pot reveni pe tapet și berbecii au foarte puțină răbdare în acest sens. Le recomand să se preocupe mai mult de ceea ce simt ei, de ceea ce au ei de schimbat și nu să pună presiune pe partener sau să încerce să-l schimbe pe el. Deci berbecii e foarte bine să fie atenți la ei înșiși în această lună octombrie. Pentru Taur este o lună la fel de intensă ca pentru toată lumea, dar pentru ei în mod special, întrucât Mercur în Scorpion retrogradează pe zona partenerului de viață, pe zona colaborărilor, asocierilor, relațiilor profesionale și nu numai. Așa că din această zonă pot veni tot felul de surprize, tot felul de vești neașteptate, oameni care se răzgândesc, oameni care își retrag cuvântul. Sau pur și simplu taurii acum văd lucruri pe care nu le-au văzut la timpul potrivit și au de reconfigurat strategia, traseul, termenii de colaborare, au destabilit noi repere cu care să funcționeze de acum încolo din punct de vedere relațional. Deci, mare prudență în ce privește toate relațiile lor și cumva și pentru ei receptivitate maximă, să fie foarte atenți ce se întâmplă în jur, ce informații vin la ei, să fie înțelepți, să nu se grăbească să ia decizii, ci pur și simplu să se repoziționeze în funcție de ceea ce apare. Pot fi destul de obosiți, devitalizați și pot simți cumva că își pierd echilibrul emoțional, s-a acumulat foarte mult stres pentru tauri și în această lună e foarte important să se ocupe de ei, de sănătatea lor, de echilibrul lor psihic, pentru că, repet, au adunat foarte mult și e posibil să simtă acum
toate aceste efecte. În schimb, vestea bună pentru Tauri vine din zona sentimentală, afectivă, a creativității, a relației cu copiii. Aici sunt susținuți toată luna, aproape toată luna octombrie, respectiv din 2 octombrie până pe 28, când Venus se va afla în Fecioară și le va activa toate aceste aspecte ale vieții lor. Deci au susținere și își pot îmbunătăți relația afectivă, relația cu copiii și pot crea lucruri extraordinare. Gemenii sunt vulnerabili pe zona sănătății și pe zona locului de muncă, a activității de zi cu zi. Acolo retrogradează Mercur în Scorpion din 14 octombrie și e posibil să iasă niște lucruri la suprafață sau gemenii să descopere niște demersuri nu tocmai ortodoxe, să zicem așa, din partea colegilor de muncă sau pur și simplu află lucruri care nu le plac, îi dezgustă, îi deprim chiar pe unii gemeni, însă este o perioadă bună dacă o folosesc ca o oportunitate să înțeleagă cu cine să meargă mai departe, ce au de corectat, ce au de reconfigurat acolo. Poate e nevoie să renunțe la o relație cu un angajat sau cu un coleg sau să reconfigureze felul în care își desfășoară activitatea. Gemenii au sentimentul în luna octombrie că nu mai știu în cine să creadă, că nu mai știu pe cine să se bazeze și în zona prietenilor există destul de multe turbulențe și destul de multă impulsivitate și agresivitate chiar în relațiile cu ceilalți. Singurii cu care gemenii se pot coopera și se pot simți susținuți de către ei sunt membrii familiei. Acolo există susținere energetică pentru gemeni și e foarte important să se bazeze pe sprijinul familiei, să ceară un sfat dacă au nevoie, să ceară sprijin chiar financiar dacă au nevoie, în rest să fie cât se poate de rezervați în relațiile cu exteriorul. În cazul racilor se refac aspectele tensionate între Marte, retrograd în Berbec, în zona carierei și toate cele trei planete care încă se află în Capricorn, respectiv Jupiter, Saturn și Pluto, în zona parteneriatelor și a relației de cuplu sau mariajului. Prin urmare, reapar anumite tensiuni, anumite lucruri nerezolvate, poate divergențe de opinii, de valori. Ce e posibil să constate acum că nu mai pot merge pe același drum cu anumite persoane sau că nu se mai potrivesc în convingerile lor și pentru ei este o perioadă de transformare profundă din acest punct de vedere, mai ales că au de încheiat poate o etapă profesională sau sunt într-un fel de pauză în care trebuie să-și dea seama pe ce drum să meargă mai departe. Deci trebuie să aibă răbdare, să observe ce se întâmplă și să ia măsurile care sunt necesare. Din punct de vedere financiar, trebuie să fie și ei prudenți, iar susținerea o primesc de la Venus în Fecioară, în zona comunicării, deci racii au posibilitatea să găsească totuși limbajul adecvat, să găsească modul de comunicare adecvat cu toată lumea, astfel încât să fie totuși armonie. Lei au o lună octombrie destul de tensionată din punct de vedere al convingerilor, al viziunii de viață. Ei trebuie să-și schimbe cumva felul în care privesc viața, felul în care gândesc despre anumite lucruri din viața lor, felul în care gândesc despre viitor. Ei își revizuiesc complet anumite convingeri și e foarte bine dacă se reapucă de anumite studii pe care le-au lăsat la un moment dat de izbeliște, aprofundează anumite cunoașteri care îi ajută să înțeleagă mai profund ce se întâmplă în viața lor în acest moment și ei au momente de nemulțumire, de frustrare legat de felul în care se desfășoară lucrurile apropo de activitatea lor profesională. În schimb, din punct de vedere financiar, ei sunt susținuți de Venus în Fecioară. Acolo e posibil să beneficieze de oportunități, pot să-și stabilizeze situația financiară, pot să iasă dintr-un impas dacă este cazul. Deci au susținere pe acest segment. Fecioara. Da. Fecioara să fie cu ochii în patru, cu urechile cât se poate de ciulite, ca să zic așa, pentru că Mercur, guvernatorul Fecioarei, retrogradează, se află în Scorpion acum și toată luna octombrie până pe 28 respectiv se va afla în Scorpion.
retrograd din 14 octombrie, deci fecioarele trebuie să fie foarte precaute în tot ce spun, tot ce dau din casă, pentru că ceea ce spun poate fi folosit împotriva lor. Adică, se fac mai greu înțelese fecioarele în această lună. Mesajele lor parcă ajung distorsionate la ceilalți sau ceilalți au tendința să răstălmăcească cuvintele lor. De aceea trebuie să fie foarte atenți acești nativi în toate mesajele pe care le transmit, și în scris și verbal, să fie cât mai rezervați, dar atunci când transmit ceva, să fie conciși, să fie la subiect, la obiect, să fie foarte clare aceste mesaje, pentru că altfel riscă să provoace tot felul de situații neplăcute. Se refac și pentru ei aspectele tensionate în zona relației de iubire sau relației cu copiii, zonei intime din viața lor. Acolo există tot felul de blocaje, tot felul de nemulțumiri pentru fecioare și acești nativi sunt într-o perioadă de transformare, trebuie să ia lucrurile exact așa cum sunt, pentru că în urma acestei perioade vor trece la un alt nivel de relaționare. Vestea bună pentru fecioare vine de la Venus, care se mută în fecioară și va sta acolo aproape toată luna. Deci, cumva au farmec personal, trebuie să se folosească cât pot de farmecul lor personal, că vor scăpa ușor, cumva, din orice situație și se vor face plăcuți cu foarte multă ușurință. De asemenea, fecioara să fie atentă la nevoile ei în această lună. Ce simte să facă, cum simte, ce îi place, fără prea multă presiune. Balanța nu e ea chiar în forma ei maximă, cu toată diplomația ei și cu toată dorința ei de armonie, toate acestea se vor menține destul de greu în luna octombrie, pentru că pare să fie provocată balanța dinspre parteneri, dinspre colaboratori, dinspre relațiile cumva cu ceilalți, fie au de gestionat nemulțumirile celorlalți, știu și eu, impasul în care anumiți oameni din viața lor se află. Deci balanța cumva se simte între ciocan și nicovală, are de echilibrat tot felul de energii, are de susținut oameni din viața ei și e destul de mult stres, destul de multă presiune pe balanță în această lună, mai ales că și Mercur va fi în Scorpion, va fi retrograd din 14 octombrie, deci va fi destul de greu să înțeleagă ce se întâmplă, pentru că multe lucruri vor ieși la suprafață, multe emoții reprimate din partea celorlalți, din partea ei. Deci balanța să fie cât se poate de răbdătoare, de înțeleaptă și cred că este momentul să-și ia mai mult spațiu pentru ea, să-și proceseze emoțiile, să-și proceseze sentimentele și să interacționeze cât mai puțin cu ceilalți, mai ales când aceștia se află în momente de reactivitate. Scorpionul îl are pe Mercur în semnul lui, retrogradează din 14 octombrie, cum am spus, deci și scorpionii trebuie să fie foarte atenți la ce spun, cât spun, cui spun, mai ales că și ei vor fi mai, se vor face mai greu înțeleși, chiar vor avea tendința să vorbească mai puțin, vor avea nevoia de a se introspecta mai mult, de a fi mult mai atenți la interiorul lor, de a înțelege mai profund ce li se întâmplă. Deci vor fi mai tăcuți, mai rezervați și mai zgârciți cu împărtășirile sau cu comunicarea cu ceilalți, lucru care este foarte bun, pentru că oricum, așa cum am spus, nu e rost de comunicare prea multă, ci mai mult de introspecție. Și ei vor avea sentimentul pe care l-au mai avut și în august, de multă presiune în zona profesională, în zona locului de muncă, lucrurile nu se desfășoară cum ar vrea ei sau nu când ar vrea ei. Sunt blocaje, sunt încetinite anumite proiecte, trebuie tot reconfigurate și schimbate, deci scorpionii au din ce în ce mai puțină răbdare cu treaba asta, dar nu au încotro, este o perioadă până la urmă bună în care își dau seama ce au de schimbat la nivel profund, ce este adecvat pentru ei și ce nu. Continuăm previziunile pentru luna octombrie. Nicoleta Zvârlefus, unde am rămas? La săgetător, da? Săgetător, da. Săgetătorii au de reparat greșeli pe care le-au făcut în relația de cuplu, în relația cu copiii, eventual. E o lecție a smereniei pentru ei în luna octombrie. Trebuie să-și recunoască aceste greșeli, să facă un pas înapoi, să proceseze aceste lucruri pe care le au de recunoscut,
e greu pentru săgetători uneori să recunoască, dar acum ar trebui să o facă dacă țin la această relație a lor, la relația cu cei apropiați. Iar din punct de vedere profesional, săgetătorii au parte de oportunități frumoase. Ei pot intra în proiecte fructuoase, pot să se asocieze cu oameni potriviți pentru a evolua din punct de vedere profesional și unii săgetători pot avea parte chiar de o ascensiune pe scara profesională. Capricornii sunt destul de provocați, oricum ei au fost provocați multă vreme în acest an. Se refac acele aspecte tensionate despre care vorbeam și în august, care vizează în special zona familiei. Acolo este destul de multă tensiune, destul de multă presiune. Nu ajung decât foarte greu la un numitor comun cu cei din familie, mai ales dacă este vorba despre o relocare sau despre niște decizii de luat în comun. Capricornii sunt destul de nerăbdători și vor să-și impună cumva punctul de vedere și ceea ce nu este deloc indicat în luna octombrie. Trebuie să fie un pic mai concesiv și mult mai atenți și la punctele celorlalți de vedere, pentru că altfel complică situațiile în care deja se află. Vărsătorul are o lună destul de complicată din punct de vedere al comunicării. În continuare trebuie să fie foarte prudenți în privința asta, mai ales că Mercur se va afla în Scorpion, va retrograda din 14 octombrie, iar pentru ei activează zona carierei. Deci acolo trebuie să fie foarte atenți vărsătorii, ce vorbesc, ce spun la anumite ședințe la care participă cu superiorii lor sau cu asociații, cu persoane importante din sfera profesională. Însă dacă au dereglat lucruri din trecut, dacă au de reparat anumite greșeli pe care le-au făcut în zona profesională sau vor să reia niște idei vechi, niște proiecte pe care nu le-au dus la bun sfârșit, acum este momentul potrivit să o facă. Deci pot să-și apere o poziție, pot să-și apere o cauză sau pot să revină la idei mai vechi de proiecte. Peștii se frământă foarte mult din punct de vedere financiar, au un sentiment acut de insecuritate, de instabilitate financiară. Poate că au avut și niște pierderi sau vor avea niște pierderi financiare dacă se bazează pe prieteni, dacă se bazează pe sfatul prietenilor sau dacă se asociază cu cine nu trebuie în anumite proiecte. Deci peștii trebuie să-și pună la adăpost resursele, să se bazeze mai mult pe ei, pe intuiția lor decât pe ceilalți și să nu se lase atrași, angrenați în proiecte pe care nu le simt ca fiind potrivite pentru ei. Mulțumim tare mult, Nicoleta! Mulțumim, Nico!